Bună ziua, prieteni! Bine ați venit la Tainele Vieții! După o pauză destul de lungă, este prima emisiune în direct din această toamnă. Ne bucurăm să vă aducem informații noi. Avem multe surprize pentru această toamnă și, evident, vă mulțumim încă o dată că ne urmăriți cu mare interes. Vroiam doar să specific că, datorită dumneavoastră, ratingul acestei emisiuni a crescut și îmi exprim, bineînțeles, recunoștința pentru dumneavoastră că faceți acest efort să ne urmăriți în fiecare vineri. Astăzi avem un invitat de marcă, invitat ce a mai fost în emisiunile noastre, dar evident de data aceasta o să ne aducă noi informații. Este doctor în matematici și președinte al ASFAN, adică Asociația pentru Studiul Fenomenelor Aerospațiale Neidentificate și membru al Academiei de Științe Medicale. Este vorba despre domnul Dan Farcaș. Bine ați venit, domnul Dan Farcaș! Bine v-am găsit, cu plăcere totdeauna! Înțeleg că pe lângă acest doctorat în matematici aveți multe alte preocupări legate de fenomenele neidentificate. Despre OZN-uri ați scris și cărți și, bineînțeles, multe studii despre universuri și nu numai universul pe care noi îl cunoaștem în limitările noastre și universurile paralele. Vă rog. Deci, facultatea de matematică m-a pregătit cu lecții de astronomie, ca să zic așa. Deci, pe undeva există o legătură cu matematica. Nu mai practic de mult matematica, nici informatica pe care am făcut-o ulterior, pentru că am ajuns la o vârstă la care am fost, mă rog, pot să trăiesc și fără să merg la serviciu. Interesant. Da. Înseamnă adică că aveți o viață pensionar. Aveți o viață frumoasă. Exact. Și cu ocazia asta pot să consacru mai mult timp unor lucruri interesante, cum este și cel despre care discutăm. Da. Să vorbim puțin despre așa zisă realitate virtuală și despre univers, da, în general. Deci noi am avut o discuție înainte de a intra aici în emisie și se poate discuta din două direcții. O direcție este o întrebare relativ banală: ce o să facă omenirea peste 100, 200, 300 de ani cu condiția să nu se autodistrugă? Și nu o să înșir acum toate câte s-ar putea face în genetică și așa mai departe, lucruri absolut fantastice. Unii vorbesc că vom deveni nemuritori, etc. Vorbesc de un singur lucru care pe mine mă frapează și anume despre această realitate virtuală pe care informaticienii o construiesc. Iată, există, de pildă, o întreagă întreprindere numită Second Life. Sigur că unde oamenii își pot construi niște copii ale lor, avatarurile, niște avataruri și, sau locatari, le mai spune câteodată, care intră în acea lume virtuală, este ca în cazul jocurilor de calculator. Foarte mulți dintre tinerii, da, noștri telespectatori cu siguranță au auzit de Second Life și de avatar. Sigur. Unde există până și o monedă care este virtuală, valabilă numai acolo în interior, și pot se cumpăra, pot întâlni, da, ei între ei și, sigur, există diverse niveluri. În viitor sunt convins că, eu știu, în 50 de ani, foarte multă lume o să își petreacă o bună parte din viață și serviciul o să aibă într-o realitate virtuală. Imaginați-vă, de exemplu, un tetraplegic care este legat de un scaun, dar el are niște senzori și în lumea aceea se poate manifesta ca o persoană normală. Deci poate evada. Poate să umble pe o stradă, poate să construiască o casă punând cărămidă peste cărămidă. Sigur, toate acestea fiind virtuale. Dar există posibilitatea să facă asta și casa aia rămâne acolo și poate fi vizitată ulterior, etc. Deci se naște o lume paralelă. Există
o întrebare pe care și-au pus-o. Uite, mi-aduc aminte de un cercetător englez, mă rog, cercetător englez, asta este. Dar eram chiar în Anglia când el enunța asta la un simpozion, că toate cuvintele pe care le spune un om într-o viață de om pot să încapă ușor într-un calculator obișnuit la ora actuală. Și aici spune inclusiv ce a scris pe hârtie și ce... Dacă am adăugat deja imaginile, ajungem la niște milioane de giga. Deci e ceva mai dificil, dar prin 2030-2040, un calculator de serie, dacă continuă trendul tot așa, o să poată să magazineze și așa ceva. Deci tot ce a văzut un om în viața lui, plus toate imaginile lui văzute de alții. Și atunci am putea construi un avatar perfect în care în orice moment al vieții lui am... Deci aș vrea să-l văd pe Einstein la 10 ani. Sigur, cu Einstein am pierdut puțin trenul. Dar un oarecare, un om celebru care acum intră în această lucrare, vreau să-l văd la 10 ani. Îl văd la 10 ani. Vreau să-l văd la 70. Îl văd la 70. Vreau să-l văd când a ținut cursul cu tare. Și văd cursul. Foarte deci toate, interesant. Toate acestea vor fi înregistrate acolo. Mai mult, propozițiile vor fi înregistrate separat, vreau să spun că oamenii se gândesc la chestii de astea. Vor fi înregistrate separat și dacă eu îi pun o întrebare care niciodată nu i s-a pus în viață și la care el nu s-a gândit, dar răspunsul poate fi dedus din propozițiile pe care el le-a spus în viața lui, atunci o mașină inferențială, un motor inferențial care se află în spatele avatarului, va putea construi acest răspuns. Va putea face niște deducții logice, să înțeleg, pe baza propozițiilor. Exact, pe bază de logică. Și va putea să dea acest răspuns. Deci, iată, va fi o imagine, o copie completă a omului în viață și după ce moare omul respectiv, această copie rămâne acolo. Da. Deci asta, sigur, în 50 de ani nu cred că vom putea să realizăm, dar în 100, 200, 300 de ani, sigur, va exista așa ceva. Ei, mai rămâne o întrebare foarte interesantă. Dacă acestui avatar îi se va putea adăuga măcar o fărâmă de conștiință de sine, ca să știe el cine este, ce a făcut, ce poate să facă, cine a fost, ce este acum și eventual să spună, mai ce nu am reușit să termin lucrarea cu tare. Ia să încerc acum măcar să dau niște fragmente ca poate altcineva să termine sau... Cu alte cuvinte, conștiința a spus. Asta înseamnă aproape o inteligență artificială. Da. Deci, sigur că este o inteligență artificială în spate, dar noi nu o avem pe asta încă, dar poate în câteva sute de ani. Și m-aș opri aici ca să trec la un alt capitol, ca în romanele acelea moderne, unde trecem pe un alt plan și pe urmă revenim, și aș număra câte stele sunt în cosmos, ca să vedeți că mergem foarte departe. În cosmos sunt 100-150 de miliarde de galaxii. Nu se pot număra. Au fost estimate din densitatea galaxiilor pe un nu știu cât cub și pe urmă vedem cât e de mare universul. Iar o galaxie câte stele are? O galaxie, galaxia noastră în care suntem noi, mulți confundă galaxia cu sistemul solar, da. Dar în sfârșit, în galaxia noastră sunt cam între 100 de mii de 100 de miliarde și 400 de miliarde de stele. Extraordinar. Dar să zicem că sunt 100 de miliarde de galaxii, fiecare cu 100 de miliarde de stele. Și deja avem o imagine cât de mare este universul cunoscut. Deci ăla pe care putem să-l observăm cu telescoapele. Pentru că astronomii bănuiesc că este numai un univers și pe lângă noi sunt multe altele. La care noi am avut, noi nu am avut încă acces. Nu am avut, deci numai teoretic
se pare că dacă admitem că mai există și altele, niște socoteli ies mai bine. Și atunci există o bănuială, dar nu a fost încă dovedită. Deci, există imens de multe stele în universul în care existăm și noi. Până aici, toate bune și frumoase. Numai că aceste stele, bine, ele sunt de multe feluri. Foarte multe dintre ele seamănă cu soarele nostru. Unele sunt mai mari, altele mai mici, pe astea le excludem. Tot rămân imens de multe. Deci un procent foarte important seamănă cu soarele. Da. Care este importanța? Să aibă tot tabloul elementelor al lui Mendeleev în preajmă. Și în preajma unor astfel de stele ne putem aștepta că evoluează o viață complexă. Deci nu numai microorganisme. Cu alte cuvinte, planete asemănătoare Pământului. Deci, vreau să vă spun încă o dată, hai să spunem că sunt 200 de miliarde de stele în galaxie, ultimele numărători făcute de astronomi, în noiembrie 2013, un articol care a apărut, sunt peste 30 de miliarde de planete pe care ar putea exista viață. Deci, un procent imens față de ceea ce se credea înainte. Și este descoperire relativ recente. Ei bine, viață înseamnă probabil microorganisme. 99,9% din cazuri. Dar există și animale mai evoluate și iarăși într-un procent foarte mic, dar la miliardele acelea sunt încă imens de multe, sunt chiar civilizații cu ființe gânditoare cum suntem noi. Bun. Science fiction-ul de mult a adoptat ideea că există alte civilizații, ăia de la programele SETI, de la NASA, nu știu ce, tot trimit mesaje, caută semnale, nu știu ce, ceea ce, după părerea mea, este iertare pentru cei care cred altceva, este o mare prostie. De ce? Pentru că presupune că ăia se află fix în același stadiu de evoluție cu noi și folosesc, dragă Doamne, aparatele de radio ca să comunice. Ori noi comunicăm prin radio de vreo 100 de ani și nu știu dacă o să mai comunicăm încă 100. Sunt sigur că fizica va descoperi niște lucruri mai, în primul rând, mai rapide decât lumina. Și atunci vom abandona radio, pentru că va trebui să comunicăm cu, nu știu, planeta Marte și până acolo îți ia un sfert de oră până ajunge semnalul și încă o dată până ajunge înapoi. Categoric. Deci, în condițiile astea, nu poți să ai o conversație, mai ales dacă e o urgență. Și, deci, probabil că alte civilizații, dacă sunt mai avansate, au renunțat de mult la radio și nu mai trimit semnale. Dar, în sfârșit... Poate comunică prin telepatie. Poate comunică prin telepatie. Există niște experimente, nu sunt foarte mainstream, nu sunt foarte confirmate, însă, aparent, telepatia merge mai repede decât viteza luminii. Deci, există dovezi, clar. Alte, cum să spun, alte forme ale materiei decât astea care le pipăim noi și că astea care le pipăim nu pot merge mai repede decât viteza luminii. Categoric. Aici, asta e situația. Dar s-ar putea să existe alte forme mai subtile, nu știu, în eter, că tot mai mulți vorbesc de eter. Eterul se numea în sanscrită Akasha. Deci, interesant. Poate ajungem și la Akasha. Cronica Akashică. Exact. Da. Și acolo s-ar putea să meargă mai repede semnalele. Și plecând de la tot complexul ăsta, dacă facem calculele câte civilizații, nu știu ce, în galaxia noastră ies vreo 100, cel puțin, care a ajuns în stadiul în care suntem noi și încă o condiție în plus. Ne-au depășit
cu câteva milenii cel puțin și în timpul ăsta nu s-au autodistrus. Pentru că toți pun factorul autodistrugere în calcul. Toți care fac o socoteală de genul acesta, câte civilizații ar putea să, pun factorul de autodistrugere în calcul, pentru că ne uităm în dreapta, ne uităm în stânga și suntem pe cale să ne autodistrugem. Noi ca planetă, planeta Pământ. Noi ca civilizație. Da. Gândacii vor supraviețui. Și vreau să spun că cel mai mare pericol nu vine de la asteroizi, nici de la alte cataclisme cosmice. Vine de la noi înșine. Am înțeles. Secolul 20 o să rămână în istorie pentru inventarea bombei atomice. Așa este. Ohoda ce se va inventa în secolul 21. Încă nu ne dăm seama. Ceva mult mai serios de distrugere masă. Dar de, și ce, dar de ce nu de construcție? De ce oamenii se gândesc la distrugere? Până nu ajungem, uitați-vă în jur și vă dați seama, până nu ajungem să ne înțelepțim o leacă și o să spuneți că trebuie să mergem la biserică. Și musulmanii aia la care mă gândesc acum merg la biserică. Și uite că nu se înțelepțesc. Deci, se pare că încă mai e nevoie de niște... Ceva să reducă violența din noi, poate. O altă metodă prin care să reducem violența și să aducem construcția, să fim mai constructivi. Deci, dacă să termin totuși... Vă rog, vă rog. Aceste 100 de civilizații care sunt supraviețuitoare și înțelepte și tehnologic avansate, nu s-au născut brusc toate deodată. S-ar putea ca unele să se fi născut acum 1 miliard de ani. 1 miliard. Și, pe urmă, hai să zicem, din 10 în 10 milioane s-a mai născut câte unul ca să facă 100. Deci distanța dintre mine, civilizație pământeană, și cea mai apropiată ca tehnologie și ca știință și ca nu știu ce, e de vreo 10 milioane de ani. Înțeles. Cu alte cuvinte, există probabilitatea foarte mare să existe supercivilizații în acest univers. Acum vorbesc de hipercivilizații, sună mai frumos. Supercivilizații sau hipercivilizații, dar ele sunt cu zeci sau sute de milioane de ani mai în vârstă decât noi. În momentul în care eu sper la un contact cu o astfel de civilizație, este paradoxul lui Fermi, care a spus, doamne, am făcut și eu calculul ăsta, ar trebui să fie aici. Unde sunt? Nu-i vedem. De ce nu-i vedem? Pentru că ăia de la science fiction își imaginează că dacă sunt aici, ar trebui să aterizeze cu racheta, să scoată steagul sau panoul și să vină la Casa Albă să spune, noi venim dintr-o altă planetă cu mesajul civilizației noastre și vrem să ne înfrățim cu voi, etc., etc. Așa ceva nu va exista niciodată. Sau în Independence Day vine cu ceva mare de tot și bum, bum, distruge tot. Pentru că vrem să cucerim Pământul. Nici asta nu va exista. De ce? Pentru că e diferența de milioane de ani, de zeci, sute, poate 1 miliard de ani. Deci, la diferențele astea, nu mai există dialog. La diferențele astea, acum citez din diversi autori care au pus problema în felul ăsta. Zice, nici noi, zice, noi interacționăm câteodată cu o șopârlă, dar nu intrăm în dialog cu ea. Sau, pentru că nu are limbajul sau altul, adecvat. Altul zice, interacționăm cu furnicile și dacă ar veni la noi și ne-ar spune că ei își urmează în mod organizat conducătorii și că sunt foarte disciplinați în ceea ce construiesc, nu știu ce, le-am dat niște drepturi, de exemplu, la Organizația Națiunilor Unite ca un reprezentant al lor și zice, probabil că nu. Deci, asta este diferența dintre eventualele super sau hipercivilizații și noi. Și mai spun încă un lucru. Ei au venit aici în mod
99,99999% sigur. Ne-au vizitat, cu alte cuvinte. Ne-au vizitat și, exact așa cum noi dăm de o insulă nelocuită cu niște ciudățenii care trăiesc acolo și se declară insula rezervație naturală și acolo nu mai intră decât cu mare grijă niște persoane și restul ocolesc locul, da. Tot așa și aici ar putea să existe niște persoane care, cu grijă, și ce ar putea să facă, între multe altele? Păi să înregistreze ce se întâmplă. Să ne studieze. Într-o realitate virtuală. Să înregistreze pe dumneata, pe mine, pe telespectatorul nostru și pe toți ceilalți, pe Einstein, pe Napoleon, pe etc. I-a și înregistrat, pentru că dacă ei sunt aici, sunt aici de milioane de ani. Cu alte cuvinte, ce intuiesc eu? Că au o conștiință superioară. Absolut. Și că au o inteligență superioară și vor să ne lasă să evoluăm, deci, cumva. Deci, dacă vreți să vă imaginați ce conștiință și ce inteligență, gândiți-vă cât am evoluat noi în ultimul milion de ani și în următorul milion de ani vom evolua un pic mai mult. Pentru că evoluăm mult mai repede. Lângă noi evoluează tehnologia care ne ajută, calculatoarele, nu știu, o să ne interconectăm cu calculatoarele și așa mai departe. Deci, va fi o evoluție mult mai rapidă. Ei sunt mult dincolo de asta. Și eu n-am găsit alt termen mai potrivit decât să spun ei precis că între timp s-au transformat în altceva. În ceva ce vibrație. Noi nu ne putem imagina. Sunt pe altă vibrație și nu-i vedem? Vibrație, stare de agregare a materiei, nu știu, aproape sigur s-au mutat în acașa. Am înțeles. Dar noi, ca civilizație, ați spus că există pericolul să ne autodistrugem. Noi, la ora actuală, suntem pe calea cea bună cu această evoluție tehnologică? Nu. Noi, deci, exemplu, Carl Sagan a făcut un calcul. El spunea că probabilitatea ca omenirea să supraviețuiască peste 300 de ani e 1%. N-a zis că este exclus. Dar e 1%. Eu am fost mai optimist, că și eu am făcut niște calcule în ce am mai scris, am publicat. Eu am fost optimist. Eu totdeauna am pus 10%. Deci am zis 90% ne autodistrugem, 10% supraviețuim, găsim calea. Să vorbim de cel 10%. Care ar fi calea? Ce greșim 90% și ce facem bine 10%? Ce ar trebui să facem? Una dintre căi ar fi pluralismul. Acum s-ar putea ca să fiu anatemizat. Însă, în momentul în care noi vrem să înțelegem lumea, construim peste lumea asta o teorie care să se țină la un loc. Nu mai intru acum în detalii, că aș vorbi ore în șir. Cum este construită teoria aceasta, câte straturi are și așa mai departe. Am publicat și în asta o carte recent și o mai am în minte. Teoria asta explică tot ce există în realitate, tot ce constat eu. Altul construiește alături de mine o altă teorie și, foarte interesant, poate explica aceleași lucruri. Eu însă mă încăpățânez să țin de teoria mea, el de a lui. Sigur că dacă eu sunt într-un institut de cercetări cu teoria asta, șeful îmi spune, nu cumva să te aud că ești din teoria asta, că noi toți votăm pentru teoria asta, și bineînțeles că votez și eu, și cu asta eu explic într-un fel lucrurile, ăsta la altul le explică altfel. Dacă eu aș fi înțelept, atunci ce aș spune? Pentru că nu pot să elimin niciuna dintre teorii deocamdată, n-am dovezi contra nici a ăsteia, nici a ăleia, înțelept este să le adopt pe amândouă, sau pe toate trei, sau pe toate patru, câte le am, da. Și să le folosesc simultan, să cred să în toate simultan. Da. De exemplu, religia. Eu
cred în creștinism. Dar dacă m-ai urmărit atent și dacă am fost urmărit atent, atunci sunt în egală măsură și musulman, și budist, și poate și ateu un pic. Deci eu toate aceste teorii le am și cred simultan în toate. Super. Și nu cred că una e mai bună decât alta. Decât hai să stăm de vorbă, poate mai reușim să facem o sinteză sau poate reușim să lămurim niște lucruri. Ceea ce spuneți poate ar duce la o pace între religii. Asta se numește pluralism. Exact. Pentru că m-ai întrebat, este una dintre lucrurile pe care ar trebui să le avem în minte, să ne înțelepțim. În această carte ați susținut această teorie sau în altă? Nu, nu. În această carte, e o carte, zic eu, puțin mai ușoară, nu cu filozofii de genul acesta, în cartea aceasta, scrisă împreună cu prietenul meu, Emil Străinu, ne cunoaștem de cel puțin 15 ani, dacă cred că mai de mult. Deci cartea se numește OZN, extraterestri... Da, extraterestri pregătesc invazia. Titlul l-a pus el, mă rog, el. Părerea mea este că suntem invadați de mult. Deci nu mai pregătesc nicio invazie. Dar titlul este pentru a incita pe cei interesați de aspectele militare ale fenomenului OZN. Deci cam două treimi, dacă nu trei sferturi din carte, se ocupă de militari în general de rang înalt, care s-au întâlnit cu OZN-uri, care au făcut rapoarte și, între multe altele, dau numai un exemplu, în perioada 2009-2013, Ministerul Apărării al Marii Britanii a desecretizat 52.000 de documente legate de fenomenul OZN. Le-a desecretizat, le-a pus pe site, cine a fost pe fază le-a putut copia gratuit, după aia au trecut la arhivele naționale și se pot copia pentru o sumă modică, sunt acolo, le poate vedea oricine. Deci 95% sunt gunoaie, dar 5% sunt cazuri care te înfioară de piloți militari care au fost trimiși să tragă cu racheta în obiectul respectiv și când au vrut să apese pe trăgaci, obiectul a dispărut de la sine. Deci niște lucruri care sunt desecretizate de acum și merită să fie cunoscute de toată lumea. Fenomenul există. Există și la noi în România. Am organizat în luna mai asociația noastră o întâlnire cu niște ofițeri superiori, numai de la locotenent colonel în sus. Deci oameni responsabili. Oameni responsabili, oameni care când au văzut ceva, au văzut. Și am luat trei cazuri la care fiecare caz a avut mulți martori. Dintre care, mă rog, câte doi am putut să-i aducem acolo să spună. Am văzut eu, a văzut și el și fiecare a povestit povestea lui. Ce el alții au văzut și ei preferă să nu vorbească. Eu am vorbit la telefon cu persoane care au spus, da, am fost acolo, am văzut, prefer să nu vorbesc despre acest lucru. Înseamnă că încă le e frică. Da, deci toți fiind pensionari de acum. Da, nu mai riscă nimic. Cazuri de acum 20, eventual și mai mulți ani. Dar există astfel de cazuri. Eu am scris un articol în Știință și Tehnică despre aceste cazuri. A apărut numărul din iulie-august, poate se mai găsește pe undeva. Deci, sunt cazuri românești, sunt cazuri peste tot. În Brazilia, de exemplu, la un moment dat, toată circulația aeronavelor a fost întreruptă. A fost întreruptă deci, deoarece au fost 20 sau 21 de sfere de câte 100 de metri diametru care zburau care încotro și se jucau de șoarecele și pisica, cu avioanele militare trimise să le doboare. Documente desecretizate și multe, multe, multe altele care sunt în cartea aceea pe care ați arătat-o. Deci fenomenul este real. În jurul nostru se întâmplă lucruri și cu sârguință noi le
măturăm sub covor, zicând că așa ceva nu se poate, deci așa ceva nu este. Ori, nicio teorie nu e perfectă. Deci nicio teorie nu poate demonstra că ceva nu poate să existe. Poate că noi suntem de vină, că îi stresăm cu atâta insistență să ne dea informații. Mă refer la cei din armată, la piloți. În orice caz, și armata americană mai de mult, și armata engleză recent în 2009 a spus: nu mai vrem să fim sicăiți cu asta, vă rugăm opinie publică, țineți cont, nu mai am oprit toate proiectele prin care urmăream fenomenul OZN. Nu ne mai interesează, nu ne mai întrebați. Însă în dărâtul acestor declarații, și aici citez din niște persoane care au lucrat în Ministerul Apărării, este o mică spaimă. De fapt, nu știm ce sunt alea. Am constatat că până acum nu ne-au făcut rău, deși se poate discuta, pentru că au fost și cazuri, au fost și accidente. Deci, zicem că nu ne interesează. Nu ne interesează. Ați spus că au fost și accidente. Este posibil să existe extraterestri buni și extraterestri răi? Nu neapărat, dar probabil că nu pun mare preț pe noi. Câteodată. Deci, rușii. E foarte interesant. În documentele desecretizate de britanici, întâmplător un document, nu mai intru în detalii, făcut de informațiile, serviciile de informații britanice ale armatei, care a obținut documente de la ruși, mai mult sau mai puțin secrete, asta e altă mâncare de pește, puteau fi și intoxicații, dar din documentele acelea spun că au fost cazuri când avioane rusești au urmărit cu insistență OZN-ul și au pățit ceva și au căzut și pilotul a murit. Deci, au fost cazuri la ruși, au fost cazuri la americani, încă în anii 50-52, în care avioane urmărind OZN-uri au căzut și sau pur și simplu au dispărut. Deci se vedea pe radar că se apropie și la un moment dat a rămas numai obiectul necunoscut. Avionul nu mai era. Și s-a căutat, nu a mai fost găsită nicio urmă. Interesant. Deci mai multe cazuri, văzute pe radar, urmărite pe radar și acolo a dispărut. A dispărut, deci, și pilotul și avionul, exact, respectiv. Și nici o urmă de, nici măcar o pată de ulei, nimic. Deci au fost astfel de cazuri ciudate, însă din punctul de vedere al armatei, eu zic că nu reprezintă o amenințare la adresa securității, nu știu, Regatului Unit al Marii Britanii. Probabil că a fost un caz la un milion. Eu știu, să-i credem pe cuvânt. În Marea Britanie, după câte știu eu, n-a fost niciun accident cu pilot mort sau cu avion doborât. Deci, mă rog, au fost cazuri fericite. Da. Dar au fost cazuri în care, de exemplu, s-au plimbat deasupra depozitului de arme nucleare. Asta a fost o chestie foarte interesantă. Și asta scrie de asemenea în carte acolo. În Statele Unite sunt zeci de cazuri în care apar obiecte ciudate deasupra silozurilor subterane. Acolo se deschide capacul și pleacă racheta de sub pământ. Astea silozurile cu arme, cu rachete, cu focos nuclear, s-au plimbat deasupra. Și povestea un ofițer care a povestit de mai multe ori, pentru că a fost chemat peste tot, se reconfirme și a apărut și documentul în care scrie raportul lui, a fost desecretizat, era sub pământ la nu știu zeci de metri, împreună cu șeful lui, șeful dormea, el era de gardă și se uita pe panourile unde erau rachetele și cu parametrii de lansare.
și primește un telefon de la suprafață, se plimbă ceva deasupra, ne zice, mai urmăriți-l și voi. Și spune, domnule, de aici în fața porții, ci paznicii au început să tragă cu arma. Și în momentul ăsta el vede pe panouri, no go, no go, no go. Toate comutau pe lansare imposibilă. Terminabil. Telefoane, ăsta l-a trezit pe șeful, șeful a văzut aceste modificări, ăia spun de sus, uite, a plecat obiectul și așa și-au revenit automat. Cu alte cuvinte, a intrat pe sistemul lor de securitate și a blocat orice fel de ripostă la ruși acelor. S-a întâmplat de asemenea, cel puțin un caz este cunoscut, cu o bază tot așa de lansare din Ucraina, în 82, când dublă comandă aveau rușii, mă rog, aflu și eu niște lucruri cu ocazia asta care nu țin neapărat de OZN-uri. Și la americanii, cu dublă comandă. O comandă acolo și o comandă la Moscova. Și amândoi au văzut fenomenul. Apare un obiect imens care se plimbă deasupra silozurilor. Și în momentul ăsta văd cei de sub pământ, lansarea declanșată. În 60 de secunde urma să... 59, 58, 57 și lansare, bomba la ruși e așa, că are destinația băgată în vârf. Deci știe unde să se ducă. Și ăștia au mărmurit. Nu puteau să oprească declanșarea. După 15 secunde obiectul dispare și revine totul la normal. S-au jucat, cu alte cuvinte. Deci asta ar fi, zice-se, niște avertismente. Deci, există documente, există mărturii. Hai să zicem că nu credem în ele. Ele sperie prin altceva. Prin cât de multe sunt. Am spus, englezii au desecretizat 52.000 de pagini. Și așa mai... Și la fel, aceleași cantități... Foarte multe state, nu înșir toate statele. În Peru există organism guvernamental care se ocupă de asta, în Uruguay, dar există în Spania, există în țările nordice, Danemarca, Suedia, Norvegia și așa mai departe, le-au desecretizat. Francezii de 30 de ani au în CNES-ul lor, care, mă rog, e comitetul acela pentru știință și tehnologie și de care ține NASA lor, au un compartiment care se ocupă de OZN-uri de 30 de ani. Și spun, domnule, nu sunt secrete, le punem periodic pe site și așa mai departe. Deci fenomenul există. Nimeni nu știe ce este. Dar în același timp nu poate fi vorba de nicio supercivilizație sau hipercivilizație, pentru că ea nu pot să fie, nu pot să vină până la noi, pentru că nu pot depăși viteza luminii. Poate că e teoria noastră greșită. Mie mi se pare că suntem prea superbi în vai știința noastră le știe pe toate. Se pare că Toma d'Aquino, da, ar fi fost întrebat de, interpelat de un alt călugăr, mă rog, era într-o mănăstire undeva sau, zice, miracole nu pot exista, pentru că miracolele ar contraveni legilor naturii, ori așa ceva nu e posibil. La care Toma d'Aquino i-a răspuns, tu chiar crezi că cunoști toate legile naturii? Superb. Asta acum, nu știu, 800 de ani sau cât a trăit el. Tu chiar crezi să cunoști toate legile naturii? Până la urmă. Și noi credem oare că le cunoaște? Deci, mai este atâta loc, așa că hai să fim modești în superbia noastră.
și să nu ne facem că le știm pe toate și aia nu se poate, aia nu se poate. Poate că se poate, da. Exact. Și dacă, până la urmă, ce suntem noi? Suntem creștini. Iisus a făcut miracole. Dacă, exact, dacă exact. Și le-a făcut în lumea noastră materială. Acum să revin puțin la realitatea virtuală. Această supercivilizație aflată deasupra, hipercivilizație, sau acele hipercivilizații, puteau să instituie o realitate virtuală în jurul nostru, în care să ne copieze toată realitatea pământeană. Și momentul în care, deci e una dintre ipoteze, eu nu spun că asta este, dar gândiți-vă, s-ar putea să fie și așa. Și în momentul în care eu, de exemplu, am pe Edgar Cayce, care cade în transă și merge și scoate o carte dintr-o bibliotecă și acolo găsește remediu pentru persoana care s-a prezentat în fața lui. Și el așa a spus, eu citesc dintr-o carte pe care mi-o întinde o mână. Și a deschis exact la pagina care trebuie, exact. Sau a trebuit să citească înseamnă toată cartea? Înseamnă că persoana care s-a prezentat în fața lui e înregistrată sus, acolo se știe și s-a comunicat ăstuia lui Cayce. Pentru că el a intrat în rezonanță cu posibilitatea de a comunica. Sau Cutărescu spune, domnule, eu pe bune am amintirile unui alt om. Văd în mintea mea o stradă, mi-aduc aminte de niște nume de persoane, n-am fost niciodată acolo, deci se pare că eu retrăiesc viața ăluia. Poate da, dar poate că pur și simplu am fost pus în contact cu înregistrarea vieții ăluia și viața ăluia a intrat în mine. Foarte interesant că avem mai multe ipoteze și până la urmă eu sunt sigur că vom afla și adevărul, nu-i așa? Da, adevărul nu. Eu sunt ce sceptic. Este adevărul? Eu sunt sceptic. Părerea mea este că noi avem adevăruri parțiale la nesfârșit, dar ăla cu A mare nu-l află. Nu știu, poate vine sfârșitul lumii, poate vine cel care a fabricat jocul ăsta, în care Matrix-ul ăsta, și atunci ne spune, băi, proștilor, uite programul și ăsta e adevărul ultim. Și gata, voi nu sunteți. Voi sunteți numai creați într-o realitate virtuală. Dar cred că nu e așa, cred că lucrurile sunt mai complicate. Deci nu văd deocamdată cum putem ajunge acolo. Dar ca să revin, vă rog. Sunt și alte cazuri. Pentru că ai pomenit numele Kandinsky, da, la intrare în emisiune. Acel domn Kandinsky, deci a fost un pierd de vară, se poate găsi pe internet povestea, nu pe internet, pe Wikipedia, pentru că omul mai trăiește. Și nu mai trăiește, a murit, dar a murit recent și biografia lui e pusă acolo. În război a căzut în comă și după 2 ani de comă, când s-a trezit, a spus, eu sunt pictorul Kandinsky. Kandinsky a murit cu puțin timp înainte ca el să cadă în comă. Deci nu putea să fie o reîncarnare. Deci iată că el a avut acces la, el și-a regăsit și propria identitate după aceea. Dar a continuat, deși avea numai 6 clase, picta precum Kandinsky și a fost în continuare la un colegiu profesor de desen și așa mai departe. Mai știți cum se numea persoana respectivă care a fost preluată de Kandinsky? David Paladin. Ca să poată căuta telespectatorii. Deci dacă cineva vrea, da, să caute David Paladin, va găsi biografia lui. Dar este numai un mic exemplu, sunt multe astfel de cazuri. Deci vreau să spun că n-ar fi exclus, hai să mai spunem încă una și cu asta ne apropiem de sfârșit. Vă rog. N-ar fi exclus ca noi să, într-adevăr, să nu putem ajunge niciodată până la planeta aia pe care e următoarea civilizație. Cu rachetele noastre și așa mai departe. Dar
există acest mediu subtil, Akasha, în care avatarul nostru poate rapid să ajungă acolo. Și nu vorbesc numai de avatar. Gândiți-vă la experiența în apropierea morții, de acord, în care eu aparent intru într-un mediu de aceste de tip Akasha, unde dintr-o dată văd în mai multe locuri. Am fost orb toată viața, dar acolo văd. Și pot eventual, știu eu, și aud niște conversații și ulterior pot să le redau. Sunt oameni care intră voit în starea aceasta. Armata americană, și asta scrie în cartea asta, a antrenat niște clarvăzători cu niște metode, niște tehnici cu totul speciale, multe, multe tehnici puse cap la cap, și unul dintre cei antrenați acolo, iarăși un nume interesant, deci el a înființat Farsight Institute, deci Institutul de Vedere la Distanță. El spune că intrând în această stare a reușit să ajungă la sediul Federației Galactice. Mă rog, nu știu unde a ajuns el, a ajuns în orice caz în această Akasha, unde a întâlnit persoane care au spus, aha, ce bine că vii și tu. În momentul în care eu intru într-o stare de aceasta de stafie, să zic așa, în Akasha și mă duc și văd ceva, ăia de acolo, oameni materiali, nu mă văd. Dar dacă sunt alte avataruri tot în starea mea, ei mă văd pe mine. Mie mi-ar place să spun că este o valență a sufletului nostru, nu? Este o, fără îndoială. Decât și să folosesc termenul stafie. S-ar putea să se bazeze pe o valență a materiei pe care noi încă nu o cunoaștem. Deci n-ar fi exclus să fie un materialism, dar ceva mai soft. Și unul dintre ăia de acolo îi spune, zice, noi suntem toți ființe spirituale care conducem galaxia. Poate că asta trebuie să ajungem și noi, ființe spirituale. Exact. Zice, distanțele acestea nu pot fi străbătute decât de ființe spirituale. Zice, numai ființe spirituale pot coordona galaxia. Foarte interesant. Pentru că mai avem aproximativ un minut și jumătate, aș vrea să mai arăt încă o dată la cameră cartea dumneavoastră, deci da. Domnul Dan Farcaș, doctor matematici, împreună cu domnul general Emil Străinu. Am spus corect? Da. Și cartea asta se mai găsește în librării. Da. Super. Pentru final, dacă aveți ceva să le comunicați telespectatorilor. Da, vreau să spun că acum dau un citat. Vă rog. Realitatea nu numai că este mai complexă decât ne imaginăm, dar este mult mai complexă decât am fi în stare să ne imaginăm. Deci este un citat din niște laureați ai Premiului Nobel. Absolut super. Vă mulțumesc foarte mult de participare. Sunt sigur că mai facem încă cel puțin 10-20 de emisiuni împreună. Multe care se pot discuta. Așa că vă mai așteptăm cu drag pe la noi. Dragi prieteni, vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc că ați urmărit Tainele Vieții și nu uitați, rămâneți în lumină. Toate cele bune!